Bună seara, dragi prieteni! Iată o altă zi de miercuri, aici, la TV Giurgiu, unde, așa cum v-am obișnuit de 2 ani și 2 luni, deschidem porțile dorului cu cei mai îndrăgiți interpreții cântecului popular românesc. Dacă am în mână o cheie, asta înseamnă că suntem pregătiți să deschidem lacătul emisiunii noastre cu doi artiști de seamă ai cântecului popular românesc, doi prieteni de-ai dumneavoastră, doi prieteni de-ai mei, doi prieteni de-ai familiei mele și al tuturor familiilor de români de-a lungul și de-a latul țării. Spuneam prietenilor din lista mea de prieteni de pe Facebook că în această seară mă întâlnesc cu doi mari artiști și credeți-mă, sub cuvânt de onoare, că sunt plin de emoție, chiar dacă ne cunoaștem de ani și ani de zile, însă valoarea lor ca artiști, valoarea lor interpretativă, îmi creează această stare de emoție. Să nu vă prelungesc prea mult așteptarea, în numele dumneavoastră, în numele întregii echipe de la TV Giurgiu, să le spunem un bun revenit la Giurgiu celor mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular din Teleorman, respectiv doamna Silvana Râciu, iar din romanațul oltenesc, inegalabilul Constantin Măgureanu. După cum vedeți, mai avem un oaspete în platoul nostru, prietena mea, prietena Silvanei, prietena multora dintre dumneavoastră, prietena de viață a lui Constantin Măgureanu, doamna Vera Măgureanu. Sărut mâna, bună seara, bine ați revenit la Giurgiu. Bună seara, bună și seara. Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație, domnul Lili. La mulți ani pentru noul an și cele mai frumoase emisiuni să fie în casele tuturor giurgiuvenilor. Mă bucur, ne-a spus că vă văd din nou. E adevărat că ne întâlnim destul de rar în ultimul timp, că viața ne-a luat așa multe... Nu, cu Dorin Grama să ne vedem mai des. Dorin Grama, ca să ne înțelegem, e directorul televiziunii, am voie să spun care? Sigur că da. Favorit, unde am lucrat până acum. Și unde ne-am cunoscut și unde am colaborat frumos. Unde am legat o prietenie extraordinar de frumoasă, care mă bucur că a dăinuit în timp. Și mi-aminteam zilele trecute că mulți ani la rând v-am sărbătorit în emisiunile mele. Mă bucur că acum, din nou în preajma zilei dumneavoastră de naștere, vă sărbătoriți tot cu noi împrejur. Noi vă spunem din suflet la mulți ani, să rămâneți același om minunat pe care noi l-am cunoscut în urmă cu ceva vreme și să dea Dumnezeu să ne întâlnim și peste 10, 20, 30 de ani. Până la 103 ani. Când nașa dumneavoastră. Asta a rămas vorbă bună. Să rămână și vreau ca fiecare român atât să trăiască, pentru că viața este una și trebuie trăită din plin și cu multe împliniri. Să spunem telespectatorilor că e bine că e mobil ăsta. Știi, și mai vorbim din când în când la telefon, pentru că anul ăsta nu ne-am văzut. Anul trecut, spre sfârșit, ne-am murat așa la mulți ani și cred că e Eu cred că anul bine. Trecut, la început, m-am întâlnit cu Vera. Tu nu erai cu noi. Era cu noi când ne-am întâlnit cu domnul Clement. Am ieșit împreună la restaurant. Așa este. În trecere fiind vom prin merge Giurgiu. Și în această seară, tot acolo, în locația aceea minunată. Însă acum am venit în emisiune să le oferim prietenilor noștri și vă asigur că avem foarte mulți telespectatori care sunt cu ochii pe noi. Și mai cu seamă că, iată, în această seară, ați venit dumneavoastră două valori ale cântecului popular românesc și nu folosesc cuvinte gratuit. Sunteți iubiți, sunteți apreciați de giurgiuveni. Dragii mei, Mulțumim, a venit și cu soția, care vorbește mai mult ca tot orașul, dar acum nu știu din ce cauză, e așa de emoționată. Asta vreau să vă spun, dați-mi voie să vă spun și eu bună seara, bun găsit telespectatorilor din Giurgiu. Vreau să vă urez la mulți ani, să aveți un an nou fericit, plin de bucurii, de realizări, tuturor oamenilor din Giurgiu și telespectatorilor care ne văd, ne urmăresc în această seară. Am înțeles că și pe internet se urmărește această emisiune. Sigur, toată lumea. Vreau să vă spun să aveți viață lungă la această emisiune, de ce nu? Pentru că dumneavoastră sunteți un om deosebit, un prieten drag al nostru. Și faceți lucruri speciale. Sigur că da, și faceți lucruri speciale și nu numai. Ajutați foarte multă lume. Și ăsta este un lucru extraordinar. Eu am o vorbă primită ca dar de la bunica mea, care spunea: maică, pe unde mergi să-ți miroasă numele a flori.
Și mai avea o completare, dar din respect pentru dumneavoastră, pentru telespectatori, nu vreau să reproduc. Dacă tot sunt prieteni cu atâți și atâți artiști, am vrut să aduc un gram de bucurie iubitorilor de cântec popular, de folclor în general, și să fim alături de semenii noștri care trec prin cumpene grele ale vieții. Iar noi, care zicem că acum suntem sănătoși și ne e bine, cum zice românul în general, să ne ferească Dumnezeu. Așa este. Noi așa și dacă este. Ne e mai puțin bine, da. Tot așa spunem, că suntem bine, trebuie să spunem. Atâta vreme cât suntem sănătoși. Trebuie să fim optimiști. Sigur, atâta oricum, vreme cât suntem sănătoși. Oricum, dumneavoastră Silvana, domnul Lili are așa o relație specială cu foarte mulți interpreți, da, pentru că e un tip foarte deschis și un tip cu suflet, cu inimă, mai mult decât trebuie. Da, și poate mult să știi, vezi, că nu, pentru mine un nu merită sufletul. Să stau în preajma artiștilor și am încercat de foarte multe ori să acord atenție și respect artistului, așa cum sunteți amândoi în această seară, și nu o exclud din ecuație nici pe Vera, pentru că trebuie să spunem, sunteți nume cu renume, iar a găsi un prieten astăzi e ușor. Greu este să menții prietenia cu acel om. Cu sinceritate, pentru mine mai mult contează omenia decât, să zic, orice. Ceea ce facem noi, poate eu greșesc. În primul rând, suntem oameni cu suflet și oameni care suntem foarte deschiși și da, artist pe scenă, dar în altul de artist în lumea. Să fii om e lucru mare, să fii domn e o întâmplare. Ei, un lucru mare a făcut și mama ta, Vera, că te-a înțeles și ți-a preluat sarcinile de mamă și a rămas cu pitici acasă, numai ca să fiți împreună în această seară aici la Giurgiu, și pentru asta vreau să-i mulțumesc prin voi. Dragi prieteni, am vorbit cam mult, este o bucurie să-i avem în platou pe cei doi mari artiști. O rog pe doamna Silvana Râciu să pregătească, să spargă gheața, că tot e sezonul hibernal. Iar pe dumneavoastră vă invit, dragii mei, să intrați în direct la numărul de telefon afișat, să intrați în direct cu cei doi artiști, iar celălalt număr să-l folosiți pentru a transmite mesaje celor dragi din viața dumneavoastră. Dar iată că avem deja un prim telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Bună seara! Bună seara! Un an nou! Cu bucurii, să fii sănătoși, și aș dori pentru tine, tata Elili, să îți dea Dumnezeu tot ce dorești, să fii sănătos și să ne trăiești 100 de ani așa cum ai tu o vorbă pe care o spui. 103. Da, mulțumesc din suflet, Silvia. Îți întorc urările și în dar pentru tine, David și Florin, primele două cântece cu îndrăgita interpreta cântecului popular românesc, Silvana Râciu. Să urmărim, prieteni! Așa-i vița românească. Am venit aici cu drag, mulțumesc cui m-a chemat. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Să facem roata mare din hotare în hotare, că e zi de sărbătoare și e veselie mare. Așa joacă neamul meu, lângă el mă prind și eu. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, că așa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră
dragă. Vremuri bune, vremuri rele, trec cu zâmbet peste ele. Să învârtim jocul pe plai, ce mai viață, ce mai trai. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. De când pe pământ a fost Dumnezeu din rău l-a scos. I-a dat dor și crai frumos și trăiește cu folos. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români. Hop, una, două, joacă așa, să se ducă pomina. Sârba noastră din străbuni, ca-șa-i la noi la români.
partea Silvanei Riciu pentru cele două vlăstare. Foarte frumos. Băiețelul și fetița. După cum observați, a și lăcrimat Silvana. Felicitări. Ea își iubește foarte mult copilașii. Cine nu-și iubește copilașii? Care mamă, mai ales, care mamă nu-și iubește copilașii? Așa ne mai certăm că sunt, fac nebunii fel de fel. Sunt dacă agitați, nu sunt... face un copil nebunii, înseamnă că e bolnav. Da. Sunt energici, asta este. Cine nu-și iubește copiii? Și noi ne iubim și telespectatorii. Și iată, mai avem un alt prieten pe fir. Alo, bună seara. Alo, bună seara, bună din vinica mea de la Alexandria. Bună, Bergi! Moșii, te pupăm! Salut, invitați dumneavoastră în această seară, dați-mi voi, domnul Clement, să vă felicit pentru tot ceea ce faceți noastră la TV Giurgiu și, în general, pentru noi, interpreții de muzică populară. Artiștii, doamna Virginica! Faceți o selecție, într-adevăr, așa cum trebuie, ca la carte. Vă apreciez pentru acest lucru și vă felicit încă o dată. Și dați-mi voi să-mi salut colegii dragi de cântec, dragi sufletului meu. Cu mare drag. Vă urmăresc pe, în noi online, pe calculator și mă uitam noastră și vă văd. Te și pupă. Vreau să-mi spun că sunt, într-adevăr, interpreții mei de suflet. Vreau să-l salut pe Constantin Măgureanu, alături de soția... Pe Silvana Râciu. I-am ascultat cântecul dinainte. Silvana, să știi că am lăcrimat, chiar dacă nu am și fetiță. Dar ceea ce spui și ceea ce tu ai cântat, cred că tot omul se regăsește în cuvintele tale. Mulțumesc. Te pupăm, Virginica Neagu, și Virginica Neagu. Te pupă nepoții tăi, Vergi. Eu vă apreciez, sunt colegii mei dragi de suflet, colegii mei de cântec. Și mulțumim, și ne-am și înrudit așa prin voi. Și vreau să vă spun că mă bucur nespus de mult că am prilejul să văd, într-adevăr, datorită postului TV Giurgiu, în această seară, încă o dată să vă văd în activitatea voastră artistică. Ce surpriză! Să vă mai bine pe super! Ele. Mulțumim, Virginie! Doamna Virginica, ați fost la noi în emisiune și vă rog să promiteți telespectatorilor postului nostru că foarte curând veți reveni la Giurgiu. Cu tot dragul, domnul Clement, și vă mulțumim suflet că dumneavoastră, într-adevăr, încă o dată v-am spus, știți să faceți o selecție, știți să selectați acești interpreți. Ținem ștacheta sus, doamnă! Și știți să-i puneți în valoare. M-aș bucura tare mult dacă toate televiziunile ar avea șablonul dumneavoastră de selecție. Doamna Virginica, sincer, fără să folosesc o vorbă măcar gratuit, valoarea interpreților dau valoare emisiunii noastre. Că mi-a dat Dumnezeu bucuria este să... Este foarte adevărat, dar și dumneavoastră faceți o selecție destul de riguroasă, că eu știu câți și-au dorit și una dumneavoastră și i-ați selectat. Și valoarea dacă tot este o emisiune de muzică populară, nu vreau să fac rabat de la calitate. Chiar dacă un invitat nu poate să participe în ziua aceea, la emisiune prefer mai bine să difuzăm o emisiune în reluare decât să aducem, eu știu pe ce... Pe cine știe cine. Da, ce interpreți cu fusta, mai ales fete, cu fusta până la fund, da, cu orga pe spate și să spună sunt artistă. E nu, artist este Constantin Măgureanu, e Virginica Neagu, e Silvana Râciu și lista este foarte, foarte mare. Sigur. Foarte mare și dumneavoastră știți acest lucru și colegii mei știu... pentru că dumneavoastră sunteți apreciați de foarte mulți interpreți. Eu vă iubesc. Foarte mulți ar dori să vă fie alături cât se poate de des. Mulțumesc frumos, doamna Virginica, o surpriză pentru mine, o surpriză și pentru invitații mei. Deci n-am putut să mă abțin când v-am văzut că eu urmăresc frecvent acest post online și n-am putut să mă abțin să nu pun mâna pe telefon și am avut și noroc că mi-ați și răspuns. Și vreau să felicit încă o dată colegii mei de cântec, pe Silvana Râciu, pe Constantin Măgureanu și pe dumneavoastră și, bineînțeles, pe Veronica Măgureanu. Și eu te pup și te iubesc, moșica noastră dragă, Virginica Neagu este... Doamne ajută să fie un an... Sănătate multă dumneavoastră, familiei dumneavoastră, mulțumim de telefon și ce curajoasă ai fost, Vergi, să intri tu în direct. Virginica Neagu, vreau să vă spun că este și moșica copilului nostru Antonio, cel mare, și vreau să vă spun că este, într-adevăr, o mare artistă a Telormanului, Virginica Am Neagu. Avut o emisiune la noi. Așa la este. Deci săptămâna viitoare, miercurea viitoare, probabil că va fi prezent aici la dumneavoastră în emisiune. Foarte talentat, Vergi. Noi Telorman spre deosebire de alte zone, de exemplu,
Gorju, care are foarte mulți tineri talentați și așa, noi în Telemann n-avem multe voci. Da, se cam este numără. Foarte adevărat. Dar este printre da. Acele voci autentice. Așa este. Se numără printre acei artiști cu bun simț la locul lui. Cu minte. Cu minte. Exagerat și, cu minte. Și vă spun eu că eu o cunosc destul de bine. Eu cânt foarte mult în Telemann. Și este foarte apreciată. Păi sigur. Foarte apreciată. Cotată ca și artist. Mie nu spui o noutate, da, cum știi, spune-le la telespectatori. Păi că... cu siguranță și telespectatorii știu, mai ales că este aici la interferență cu Telemannul, nu? Vlașca Telemann. Ca să Vlașca, spun așa. Da, aici, Vlașca. Că nu sunt solistă de muzică populară, dar mă pricep. Ea e managerul nostru. Știu, vreau o să spun manager, că te-ai grăbit. 100%. Impresarul nostru, domnul Clement. Impresar în actul artistic, dar impresar și acasă. Da, câteodată... Cum zice, Costi, duc noi. Da, mamă, da. Băi, și dacă m-ar... Da, știți? Costi dacă are ultimul cuvânt. Da, iubita. Dacă m-ar și asculta, ar fi extraordinar. Păi să fii mândrai un bărbat artist, frumos, deștept. Domnul Clement, stai să ne înțelegem. Deci un bărbat nu l-ai în casă numai de poză. Artist, eu am spus așa. Dragule, artist, în casă ești bărbat, ești soțul meu, bărbatul meu, Costi. Da? Punct. Când a ieșit pe ușă, ești artistul Constantin Măgureanu. Nu mă interesează și nu mă privește. Ești geloasă? Nu. Nu? Nu. Ei, și nu dacă vine Silvana Râciu sau Lili Clement de la Giu și vrei să spun ceva? Uite, care și azi. Chiar acum de Crăciun cineva. Mi s-a întâmplat. Nu o să spunem cine. Nu, păi da. Un om care și-a deschis de curând o televiziune. Să dezvălui. Nu. Acum de Crăciun eu a trebuit să plec. Mai în scurt, că mai avem un telespectator. Ok, pe scurt. A trebuit să plec. Dau din casă acum, fii atent. A trebuit să plec undeva la Târgoviște, da, cu un spectacol și domnul Măgureanu avea filmare cu Silvana Râciu. Au venit împreună acasă, zic, măi, mergeți, v-am lăsat mâncare, tot. Și la 12 noaptea, la bărbatul meu îl durea spatele. Zic, acum ce să-i faci? Fă-i un masaj. Ce, mă lasă-i fac un masaj? Zic, sigur că da. Deci, a avut grijă de mine. Deci dacă aș fi fost geloasă, dar n-avem... Bine, dacă depinde vă mâna cu el, lași, Vera. Dragă, știi cum este prietenul eu de lângă casă? Niciodată nu te lasă. Tu spui, la nevoie se cunoaște. Tu spui că nu ești gelos, iar Costi, într-o întâlnire anterioară, îmi spune că nu știu ce să mai mă fac cu nu, Vera, că mă urmărești, a pus paparații pe mine. Nu e adevărat, Costi, el este gelos. Costi, te rog frumos să te pregătești și tu de cântat. Nu urmărește telefoanele, ce gelos e. Pe cuvântul frate meu, dacă... De unde îi mai fi? Pregătește-te de cântat, Costi, iar eu spun numele tuturora. Alo, bună seara! Bună seara! Bine ați revenit la noi în orașul Giurgiu. Ne bucurăm că vă revedem, mai ales că v-am văzut și în carne și oase la spectacolele organizate de domnul Ilie Clement, la spectacolele umanitare pe care nu le putem uita și pe care am dorit să le mai revedem. Cele mai frumoase spectacole, doamnă! Da! Cele mai frumoase și spectacole. Ați creat o ambianță extraordinară de veselie. Ne mai știm despre viața dumneavoastră și de la emisiunile anterioare. Și aș dori și eu să-i dedic domnului Clement câteva rânduri. Ne-a șoptit o păsărea că sâmbătă e ziua ta. Așa e. Este. La mulți ani și un pupic. Mulțumim de telefon, doamnă, rămâneți alături de noi și bucurați-vă împreună cu noi de prezența celor doi artiști, Silvana Râciu, Constantin Măgureanu și frumoasa și distinsa lui soție, Vera Măgureanu. Bine, nu mă mai prezenta că eu nu cânt. Nu, am zis soția lui Constantin Măgureanu. Să-i dăm drumul cântecului din Romanescu, Constantin Măgureanu. Stiu de gară, un bătrânel de la țară se ruga plângând de mine să-i dau banii să-și iau pâine. Scose-i banii și dădui, dor în ochii lui văzui mai. Era cu gândul departe și-mi rugă de sănătate.
își băgă în buzunar banii, blestemând soarta și anii. Să ai fericire, tată, nu camin bătut de soare ta. Să n-ajungi așa ca mine, să trăiești de azi pe mâine. Singur pe drum hoinărind, ca un câine izgonit mai. Copiii ce i-am crescut au uitat și cine sunt mai. Eu i-am crescut cu necaz și m-au dat afar din casă mai. Parcă nu-s copiii mei, nu mai am loc lângă ei mai. M-am făcut frate cu drumul, nu mă caută niciunul. Le-am închinat viața lor și acum un biet cerșător mai. Merg prin fric și merg prin ger și ridic ochii spre cer mai. Frigurile m-au răpus și mă rog la al de sus mai. Lor să le aduc aminte, să știe ca un părinte. După o viață de om, n-am un pat unde să dorm mai. Sunt un biet bătrân de țară și dorm în peron de gară. Mi-am cumpărat murgul, am bătut bălciul și târgu. Din comună în comună, să mi-l iau de rasă bună. Și mi-am drămuit bănuțul, că mi-a fost cam scurguțul. N-am stat prea mult la tot meană, că mi-am luat murg pe sprânceană. Și mi-am drămuit bănuțul, că mi-a fost cam scurguțul. N-am stat prea mult la tot meană, că mi-am luat murg pe sprânceană. Cu ham de piele, bătut numai pietricele. Șaua neagră de mătasă, brodată în floare leasă. Cu zăbale de arginte, pinte în ochi și potcovite. Latenșale și-ajustate, numai bun de-ncălecat. Cu zăbale de arginte, pinte în ochi și potcovite. Latenșale și-ajustate, numai bun de-ncălecat. Coama, ia să-ți vadă nica goana. Când la trap, când la galop, cu tine pământ-ntorc. Că de-aia te-am țesănate și mi-ai din palmă ți-am date. De-aia ți-am pus urgălăi când gone să sunin ei. Să scoți mândrele la poată, să-mi aleg și eu o fată. Și când trag de ham gândești, să știu să se lovești.
Sunt bucuros că prietenul nostru, dragii mei, a început cu piesa de suflet pentru mine, pun pe rom pustiu de gară. E, păi și dacă a început cu piesa dumneavoastră, ne-am gândit și noi să-l punem, să ne cânte, să-mi cânte piesa mea preferată. Da, dar aveți videoclipul, nu-l aveți al meu aici? Avem multe, dar noi vrem să ne bucurăm de prezența vie a celor doi artiști, da? Ca așa de filmări nu duce lipsă. Faci și dumneata cum a văzut o babă la a trei și eu, mai că te văd viu aici, la noi în comună. Da, pe Facebook, Silvana, nu, cu Nicoleta. Dragi prieteni, după cum observați, mesele noastre sunt încărcate de produse de panificație. Acest lucru se datorează minunaților noștri colaboratori, familia Cati și Ion Iordache. Îi salutăm și noi cu drag. Deci se poate mânca un covrin, nu? Cu drag și turte. Doamna, și doamna Cati. Eu am mâncat o jumătate de pâine, să ne dea și nouă o pâinică. Cred că până doamna la Cati, finalul... cred că aveți pentru noi ceva. Sigur. Este un am venit cu colindatul, nu de alta, știi? Sunt după, oameni minunați, după cu ușa deschisă permanent pentru prieteni și cred eu că până la finalul emisiunii ne va trimite, eu știu, o lădiță cu produse de panificație. Noi cântăm și pe produse. Cântăm și pe produse. Deci nu numai pe banda. Îi dau și pe produse. Și pe produse. Dar să vină totul la manager, nu. Am înțeles. Le împart eu. Mulțumim doamna Cati, mulțumim Ramona și Răzvan Cuc, mulțumim doamnei Petronela Sândulescu de la Cafenea, unde ne-am delectat anterior începerii emisiunii, și mulțumim de asemenea florăriei Lili din Piața Centrală pentru buchetele frumoase trimise pentru cele două distinse doamne, Silvana Râciu și Vera Măgureanu. Mulțumim pentru ceai. Cum îl cheamă pe băiatul de la bar? Mulțumim pentru... A fost ceaiul foarte bun. Marius îl cheamă. Marius a fost ceaiul extraordinar. Și cafeaua mea cu două porții de frici, una am mâncat-o. Da, Silvana Râciu este o consumatoare de înghețată, dragi prieteni, dar după ce vorbim cu un alt spectator, o să vă povestesc ce am pățit eu cu Silvana Râciu la un spectacol la Pitești. Alo, bună seara! Bună seara! Să rămână! Sunt omul și nu-mi plec capul, că soltan și sunt da dracu. Hei, Nicoleta! Bravo! Bravo, Nico! Bravo, Nico! Nicoleta Vasile de la Târgoviște. Nu mai surprize! Bravo, Nico! Extraordinar! Nicoleta Vasile! Sărut mâna, doamna Nicoleta! Să vă văd! Și noi ne bucurăm să vă auzim! Nicoleta Vasile. Am intrat în legătură directă, am complotat așa cu domnul Clement, pentru că știam că în seara asta vor fi invitați de seamă la Giurgiu, nașii noștri, Constantin Măgureanu și Veronica, pe care îi pupăm. Și noștri. Noastră, Silvana Râciu. Ce bucurie ne-ai făcut, Nico. Te pupăm, draga doamna noastră. Doamna Nicoleta, am o întrebare. Vă rog. Nicoleta, știți Ciucioi? Că după datina străbună de sărbători, finii merg la naș cu plocon, curcan, damigiana cu vin, cu țuică, cu cozonac, chec și alte bunătăți. Păi vreau să vă s-au dus nașii ca plocon. Ne-am dus noi. Păi, da. Am petrecut Crăciunul. Am petrecut niște sărbători frumoase pentru că... Spune tu, Nico. Noi am invitat pe nașii noștri la noi și ei au acceptat. Cât au stat? Și chiar am petrecut frumos de sărbători. Cât au stat la dumneavoastră, doamna Nicoleta? Câte zile? Vă rog să repetați, că se întrerupe. Câte zile au stat la dumneavoastră? Nu, o săptămână. Eu aș fi vrut să stau o lună, dar ei s-au plictisit și au plecat acasă. Mai bine îi duceați un curcan și scăpați. Da, noi când plecăm, 3. Plecăm cu săptămânile de acasă. Păi, dar spune că ați făcut mâncare împreună. Două zile. Am făcut cu nașa mea Vera. Cu fina două mea. Două zile, dar am pregătit niște mâncăruri așa de... Domnul Clement, am făcut niște cozonaci. Tradiționale, speciale. Și eu cu Silvana am rămas să filmăm. Da, și noi am rămas să filmăm. Să filmăm la București. Da, era o parte niște cozonaci extraordinari, iar Silvana, care e de față, poate să confirme. Uh-huh. Foarte bun, Vera mi-a dat un cozonac. Deci sunt și gospodină, sunt și manager și, și soție, ce mai vreți dumneavoastră? Eu mă mândresc cu tine, Vera, și mamă. Și eu cu dumneavoastră. Domnul Clement, am înțeles că o să vă aniversați în curând, o să fie ziua dumneavoastră de naștere. Fac 18 ani, domn. 18 ani, bravo, felicitări. Sărut mâna, devin și major. Cu bine și la 150 de ani. Să dea Dumnezeu toată lumea. Și așa cum i-am propus doamnei Virginica Neagu ceva mai devreme, vă propun și dumneavoastră încă de acum să găsiți o miercuri, o zi de miercuri, când o aveți liberă în agenda dumneavoastră, să reveniți alături de domnul Gigi aici la noi la TV Giurgiu, Jimmy, pardon. Da.
Să ne bine. E bine că e Gheorghe Ciuciu. E, n-are nimica, sunt și o a doua pereche de naș. Salutați, să știți că se simte așa o căldură pe care o emanați de acolo, din studio, către Târgoviște, către Dâmbovița. Chiar ne simțim bine. Din calculator, bineînțeles, că noi vă urmărim pe internet. Și doamnă, foarte curând o să ne vedeți direct pe micul ecran, însă, știți, presupune mult efort financiar, mult efort birocratic, dar foarte curând vom intra și în casele tuturor românilor. Dumnezeu, abia așteptăm. Abia așteptăm. Și noi abia așteptăm să reveniți la Giurgiu. Mulțumim de telefon, doamna Nicoleta, gânduri bune lui domnul Jimmy. Te pupăm, Nico. Și pe Jimmy, pe Finu. Alți interpreți. De toți cei trei de acolo invitați, de nașii noștri, Constantin Măgureanu și Vera, de Silvana. Și o să avem timp, când o să revenim la dumneavoastră într-o emisiune, să și povestim ce surpriză mi-au pregătit ei pe 29 noiembrie 2014. O să povestesc eu acum. Am măritat-o vrând. Vrei să o Fine, vrei să o povestesc eu? Te rog, ca eu să vin pe câtva timp și să confirm ce ai povestit. Rămâneți alături de noi și vă cost... pupăm o seară liniștită, sănătate, Doamne ajută. Numai bine vă zile doresc, frumoase, vă dorim din tot sufletul. Mulțumim, Igo, să Nicoleta Vasile, iarăși o voce deosebită. Am avut o emisiune alături de Jimmy. Da, voce... Și într-adevăr, emisiunea s-a bucurat de mult. O voce foarte, foarte bună a Dâmbovițe. Da, știu că am fost, așa ne-am cunoscut. Eu am fost de două ori în emisiune la Târgoviște cu Reta Baltac. Nicoleta Vasile a devenit Nicoleta Ciucioiu pentru că am măritat-o. Bine, ca artist cred că rămâne la fel. Da, ca artist va rămâne Nicoleta Vasile. Același om frumos la suflet și la chip. Niște oameni extraordinari. Și Jimmy, Gheorghe Ciucioiu, un om deosebit. Și Nicoleta... Noi de câte ori ne ducem la ei, că de asta stăm așa cu săptămânile, mă simt ca la mine acasă. Sunt convins. Vreau să spun că după amiază îmi fac așa somnul de frumusețe, mă trage așa de tare patul lor, încât simt așa o energie pozitivă. Mă simt foarte bine. Și sunt foarte sufletiști, cu foarte mare bun simț. Eu apreciez foarte mult lucrul ăsta la un om. O rog pe doamna... Ne-am înțeleg foarte artist, bine cu Silvana eu. Înainte de a fi artist, de bun sau câte... Trebuie să fim oameni cu suflet. Da. Așa este. O rog pe doamna Silvana Răciu să pregătească de cântat, în timp ce eu mai intru în legătură telefonică directă cu un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara! Să rămână! Bună seara! La mulți ani și vă dorim sănătate, domnule Ilie Clement. Sărut mâna, mulțumesc! Să guvernați această regiune... 2000 de ani de acum încolo. Liliana Botnariu, cum mă numesc. Sărut mâna, Liliana, este o solistă de muzică populară de aici, de la Giurgiu. O salutăm și noi. Bună seara, la mulți ani. Sărut mâna. Bine ați venit, dragi colegi. Bine ați venit să ne încântați. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Ne bucurăm că sunteți aproape de noi. O salut pe Silvana, în primul rând, că este doamnă. Pe urmă pe Constantin și pe minunata soție. Un lucru foarte bun pe care îl faceți, domnule Ilie Clement, că ne-a arătat și jumătatea sufletului celui care ne cântă, pentru că are un mare rol soția în viața unui artist. Liliana trebuia să vină și Maru, soțul doamnei Silvana Răciu, însă dânsul este mai mult ocupat. Ne doresc tot binele din lume. Le doresc să aibă sănătate, le doresc să aibă cântări multe. Este și bani mulți! Este greu să ajungi la această performanță a dumnealor. Este foarte greu să te menții în vârf. Este foarte greu să răzbați prin greutățile pe care automat ne întâlnim de zi cu zi. Le doresc să aibă bastă, le doresc să aibă în spatele lor numai oameni foarte buni ca să-i poată acompania și le mai doresc ceva, să nu moară niciodată tinerețea din sufletul dumnealor. Ce frumos! Foarte frumos! Mulțumim, Liliana, ne-a impresionat, rămâi alături de noi și să ne bucurăm împreună de și prezența. Și noi vă dorim multă sănătate, să vă dea Dumnezeu tot binele din lume. Vedeți, domnul Lili, interpreții cât sunt de cum simt și sunt de așa
cu sufletul pentru ceea ce fac. Da, că vorbește din interiorul profesiei. Exact, da. Dragi prieteni, alte două piese... Sensibil, sunt sensibil totuși. Știu. Alte două piese din repertoriul îndrăgitei și frumoasei noastre doamne, Silvana Râciu. A fost scris în stele, să te port în inimioară, să fii dulcea mea comoară. Te iubesc cum n-am iubit, te doresc cum n-am dorit. Mă dorești cum nu credeam, mă iubești cum doar visam. Păi, stelele în palma ta, când dăruiești dragostea, ne alintăm ca doi copii, ne răsfățăm zi de zi. Noi doi ne-am îndrăgostit și iubirea ne-am găsit. Nu-mi pasă ce spun.
bun. Nu-mi pasă deloc de ei, numai de cei dragi ai mei. N-o să calce în urma mea, n-au cum să-mi schimbe soarta. Trăiesc viața pic cu pic, să vând dușmanii ce zic. Fericită-s pas cu pas și de-ar muri de necaz. Și așa s-a învârtit roata, de-au ajuns la mâna mea. Le-am făcut bine zâmbind, că eu rea ca ei nu sunt. Trăiesc viața pic cu pic, să vând dușmanii ce zic. Fericită-s pas cu pas și de-ar muri de necaz. Trăiesc viața pic cu pic, să vând dușmanii ce zic. Fericită-s pas cu pas și de-ar muri de necaz. Dacă-s vorbită așa, atunci sunt cineva. Eu n-am timp să dușmănesc, viața frumos mi-o trăiesc. Bravo! Cântece noi, cântece frumoase aduse de frumoasa noastră invitată, inegalabila Silvana Râciu. Da, chiar fac parte de pe noul meu album, pe care l-am lansat la vorbim și de el. Trecut. Mai avem un telespectator. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Să română! Sunt Reta Baltag, domnul Clement. Oh, ce bucurie! Chiar vorbeam de tine, Reta. Vorbeam de tine, Reta, să știi. Să nu intru în emisiune și pe pup, Reta. Salut! Pe Silvana, pe Constantin și pe doamna Vera. Nu puteam. Vă pupăm, doamna Reta. Ne dor de la mulți ani, vă spun pe anul ăsta. Mulțumim frumos și ție. Sănătate vă doresc, realizări și multe împliniri. Sunteți niște frumoși. Mulțumim, la fel. Silvana are grijă de fiecare dată să-și schimbe costumul și, bineînțeles, să-și aleagă culorile. Uite, și m-a sortat cu Măgureanu fără să știu. Dar e mai frumos ca al meu, Reta, nu costumul e al lui Silvana. Da, da. E mai mișto al meu. Putea altfel. Sunt mândră că sunteți în orașul nostru, ați venit și cred că toți giurgiuvenii sunt bucuroși. Eu am și un ținut aici, acum îmi dau seama. Vin solid de valoare la noi în emisiune. Și-s mândră că am avut ocazia să ne întâlnim la diferite evenimente, emisiuni, la câteva filmări, nu prea multe, dar atât am putut Reta, da. Numai puțin, chiar înainte de a intra tu, vorbeam cu domnul Lili Clement, că îi spuneam că te apreciez foarte mult și vreau să vorbesc de tine în această emisiune, să știi. Îmi place mulțumesc foarte mult de tine cum cânți. Ești un om extraordinar, un om cu foarte mare bun simț și ar trebui să fii puțin mai înțepat așa pentru folclorul ăsta. Să nu mai lași pe alții mai slab ca tine să cânte și să fii mai prezentă în ceea ce faci tu, să știi. Ei, trăim într-o lume e o părere de-a mea și eu ți-am mai spus, și când ne-am întâlnit. Mulțumesc pentru sfat. Acum am permis să fac o glumă. Constantine, pentru CD-uri, pentru regisări, mă rog, necesită bani. Da, știu, iar eu m-am jurat că nu umblu în conturile alea care le-am nu vreau să stric de acolo sumele care le-am strâns. Eu am agonisit o viață întreagă, îți dai seama. Păi dă-i-le și tu lui Vântu.
Să le folosească el în afaceri. Ia spune... Puterile nouă. Reta, păi da. Da? Câte camere ai tu? Câte dormitoare? Living-ul? Păi ce... acum am urcat la mansardă. Eram în living și am urcat la mansardă. Am respectat ce mi-a spus să urc sus la mansardă. Bravo, Reta. Să păi înseamnă că în seara asta ne găzduiești, Reta. Da, cum? De ce nu mai plecăm de aici? Am câte camere pentru fiecare. Mă bucur că este prezentă și doamna Vera. O iubesc, o simpatizez. Mulțumesc, m-au luat... Să trăiască copilașii. Mulțumesc. Și în Silvana la fel să trăiască copilașii. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc din suflet. Și ce să spun? Mulțumim din suflet. Ați venit, iar mă repet, și vă doresc sănătate, multe împliniri și multe, multe realizări. Și multe cântări, Reta. Să pot să mai mă întâlnesc cu voi. Obligatoriu ne întâlnim. În emisiuni. Păi trebuie, multe, de ce nu? Multe cântări și ție, Reta. Știi cum la zic eu în ultimul timp? La mulți ani și la mulți bani. Sănătate multă, te pupă. Mulțumim, Reta, rămâi alături de noi. Mulțumim și bucură-te împreună cu noi de prezența Silvanei Râciu, a lui Constantin Măgureanu și a Verei Măgureanu. Tot au telefoanele sunând. Un gest foarte frumos din partea colegilor noștri că intră în direct cu noi. Ei sunt telespectatori fideli, să știi. Să ne salute. Da. Urmăresc pentru că, așa cum spunea și doamna Virginica Neagu, încă nu am făcut rabat de la calitatea interpreților. Ar fi și păcat. Ar fi și păcat, da, și dacă ajungi la un nivel, păcatul ar fi și mai mare când încep să cobori. Așa ne dorisem și noi, eu cu Silvana. Să știi că la asta m-am gândit, nu știu dacă e momentul potrivit, da? Să vorbesc despre asta. Bă, am lăsat o altă. Dar, am fost angrenați pentru o perioadă, ne-am dorit să facem ceva spectaculos. Lucrurile n-au ieșit, că nu depinde de noi, totul, ci de patroni, de, în fine. Nu, mai bine spune că nu ne place să lucrăm cu oameni care nu se țin de cuvânt. Da, sincer, noi suntem serioși de din capul nostru, locului. Ce să zic, că acum că glumim noi, că vorbim atât, așa este, dar muncă și în meserie suntem foarte serioși. Deci, riguroși, în ceea ce privește meseria de prezentator, de director, cum ar fi trebuit să fie... Da, nu poți să faci rabat de la calitate. Da, adică, păcat. Înseamnă că nu te mai recunoști ca om. Râs, automat, și e păcat să... Începusem să facem lucruri frumoase, da. Și... Ei, nu-i nimic. Mai e și mâine o zi frumoasă, da, ca cea care a fost astăzi. Pe noi nu ne afectează, pentru că indiferent ce ai fi, noi rămânem interpreți de muzică populară. Noi tot aia suntem, tot același nume avem, indiferent pe unde mergem. Dar am vrut, de fapt, să-l ajutăm pe acel om care... Dar cum vă simțiți când mergeți pe stradă, la cumpărături, în vizită la rude, prieteni, și să apropie un om de... Să zicem de Constantin Măgureanu sau de Silvana Râciu. Te mângâie, îți aduce tot felul de complimente. Da, cum te simți? De noroc cu tine. Te pupă. Te pupă, îți pupă mâna. Cu toată mie rușine, îți pupă mâinile, chiar și bărbații. Și am pățit-o la mine la zi, o prietenă de-a mamei veche, a venit pur și simplu să-mi pupe mâinile și mi s-a părut, eu poate ar fi trebuit să fac lucrul ăsta, că eram de o generație mult mai tânără, sigur. Dar așa văd ei modul de a-și exprima. Nu, eu știu, de a mulțumi că te întâlnește ca artist. Aproape de tine. Să știi că ăștia sunt oamenii sinceri. Și care îți arată din suflet că te iubesc. Așa te simți, domnul Lili, te simți, domne, împlinit. Da. Așa mă crezi? Și simți, te simți împlinit, te simți curățenia sufletului atunci când el cu vorbe simple. Sincer. Suntem genul de oameni care să devenim încrezuți. Nu ne stă în fire să fim astfel. Însă e satisfacție că ai făcut ceva. În clipa în care încep să nu mai cunoști stânga și dreapta, omul te penalizează. Eu cred că și se vede chiar asta, ca voce nu te mai place. Da, eu cred că se vede asta și dincolo de ecran. Trece cumva ceea sigur ce ai tu în suflet, dacă ești mai bun. Și românul este un inteligent, este un om deștept și simte orice ce e fals, mai ales. Și voi emanați. Cred că mai avem un alt telespectator. După statistici, am vorbit cu cineva, românul e cel mai inteligent din Europa. Și noi suntem la fel, nu? Bineînțeles. La fel cum este și telespectatorul nostru. Alo, bună seara. Da. Alo, bună seara, domnul Clement. Bună seara și invitaților dumneavoastră. Bună seara. Și aș dori și o dedicație pentru tatăl meu, Ion Sfescu, din Comuna Vedea, care doresc să-i transmit multă sănătate, fericire și tot ce își dorește în viață, cu ocazia de Sfântul Ion, că nu am putut să vă prind. Și pentru băiatul meu, Ionuț Mărzac, din Comuna Mare.
Așa să fie, Doamnă, în dar pentru fiecare. O să ne cânte acum e rândul lui Constantin Măgureanu. Rămâneți alături de noi. Costi, pregătește-te de cântat. Eu trebuie să citesc câteva dintre mesaje, că sunt foarte, foarte multe. Pot să salut și eu pe Gianina, cea a cărei nașă sunt, a băiețelului. Cum să nu, cu mare drag. Sau nu. Dar nu ne-am întâlnit. Vorbim acum, în ultimul timp, vorbim mai mult pe Facebook, că vedeți, viața ne-a dus în diferite locuri, cu muncă multă, cu toate cele, dar ei știu că sunt sufletul meu. Bună seara, domnule Clement! Doresc ca toată mapa muzicală din această seară să o dedic părinților mei Petre și Mița Piperea, fratelui meu Florin Piperea, finilor Florica și Florin, finicului Vlăduț, cât și tuturor concetățenilor mei din Gogoșar. Vă mulțumesc, Mariana Piperea! Din partea mea, Milica Bădoi din Gogoșar, pentru copiii Mari și Dani, precum și pentru mama mea, Bădoi Genica din Gogoșar, cu mesajul vă iubesc. Bună seara, domnule Clement, bună seara invitaților dumneavoastră, dedic toate melodiile din această seară părinților mei Mirela și Viorel Gogoașe, precum și bunicilor mei din partea Adelinei. Bună seara, domnule Clement, și la mulți ani. Vreau să dedic toată emisiunea vecinei mele, Emilia Ghiuță, la mulți ani și multă sănătate din partea lui Bibiu, Alexandru și Steliana. Sunt multe, te iubim, Silvana, semnează Emma. Din partea mea, pentru moșii mei, cu Țar, Florea și Paulina, dedic toate melodiile din această seară, semnează Madi, Sandu din Vedea. Mai avem un telespectator, alo, bună seara! Alo! Da? Bună seara, domnul Lili! Bună seara! La telefon, nemisitul Stavarache. O, domnul Stavarache, vă dau o bilă neagră pentru că sunt câteva emisiuni de când v-am simțit lipsa. Nu, bilă neagră că eu vă rog multă, multă sănătate dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Mulțumim! Eu am fost plecat să fac câteva operațiuni chirurgicale. Aoleu! Și am fost internat, domnul. Vă dorim sănătate! Sănătate multă! Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc mult, iubesc mult pe Silvana. Până aia, în primul cântec, că am venit aici la voi. Mulțumesc celui chemat. Mulțumim noi pentru că ați avut bunăvoința și dragostea de a veni la noi la Jucriven, care vă iubesc extraordinar de mult și pe dumneavoastră și pe domnul Constantin. Am urmărit și emisiunile de binefacere pe care le-a făcut domnul Lili și chiar aș mai dori, eu știu, dacă sunt persoanele acelea importante ale orașului să ne audă și pe noi, că am mai dori să facem lucrul ăsta. Sănătatea este un lucru deosebit și sunt mulți oameni care au nevoie de sprijin. Dar Lili făcea bună, excepțională. Cred că nu mai este ajutat, nu știu ce se întâmplă. Am vrea să mergem, să mai facem spectacolele alea minunate care le făcea dânsul și să ajutăm oamenii. Sănătatea este lucru primordial. Domnul Stavarache, acum dacă tot ați deschis dumneavoastră acest subiect, vreau să vă spun că aveți mare dreptate. Însă, întotdeauna s-a încercat să stau în genunchi. Eu în genunchi nu stau decât în fața lui Dumnezeu și în biserică. Iar atâta timp cât Dumnezeu mi-a dat bucuria să fiu prieten, iată cum sunt în această seară cu Constantin Măgureanu, cu Silvana Râciu, nu mă oprește nimeni. Foarte curând o să luați la cunoștință prin TV Giurgiu, prin afișe, că am un proiect cu un alt spectacol și vreau să știe că toți invitații care participă la evenimentele organizate de mine vin fără să aibă pretenție nici măcar pentru motorina sau benzina. Așa cu este. Care se deplasează la Giurgiu. Vin în spectacole umanitare că sunt oameni, înțeleg suferința oamenilor mai mult decât valoarea banilor. Vin pentru prietenia. Vă mulțumim frumos, domnul Lili, și vă asigurăm că noi vom fi prezenți acolo și din puținul nostru vom ajuta ca acești oameni să meargă să-și facă intervențiile care le trebuie și să ajungă la sănătatea lor de primă. Vă mulțumim. Vă mulțumim o dată pentru invitație în seara asta și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim și dumneavoastră, domnul Stavarache, rămâneți împreună cu noi să ne bucurăm de cântecele minunate. Au foarte multe sute de piese în repertoriu. Cu greu au ales fiecare dintre cei doi artiști 8 piese pe care să ni le ofere. Dar timpul are răbdare cu noi și atunci când domnile lor vor mai putea să fie împreună la Giurgiu, o vor face cu mare drag.
Costi, îmi pare rău, te țin în picioare, mai avem un telespectator. Alo, bună seara! Alo, da! Alo, bună seara! Sărut mâna! Bună seara, domnul Clement, sunt Stelica. Sărut mâna, doamna Stelica! În primul rând, vă urăm la mulți ani, în 2015. La fel și dumneavoastră. Atât dumneavoastră, cât și acestor artiști de seamă, îi salutăm cu respect că au avut plăcerea să răspundă invitației dumneavoastră. Ne reprezintă cu cinste cântecul și muzica populară, care predomină și este autentică. Cântecele frumoase ale dumneavoastră să le poate fie, fiindcă le reprezintă identitatea. Ne cuceresc cu cântecele dumnealor, ne încântă cu tot ce-i mai frumos. Le urăm mult succes în activitate, multă sănătate și tot ceea ce-i doresc dumnealor. Și dumneavoastră, și dumneavoastră, doamna Stelica. Frumoasă echipa dumneavoastră. Mulțumesc și eu. Vă rog. Cucere. Permiteți-mi, vă rog frumos, să fac și eu dedicații. Scurt, doamna Stelica, pentru că ne omoară timpul. În primul rând, familiei mele, copiilor mei, în această seară, pentru că sora mea a venit, s-a întors în țară, la toate nepoțelele mele care sunt în țară și celor din afară, familiei Saitoc, familiei Beal, cu Toporin și celor ce mă cunosc. Dar nu în ultimul rând, domnului primar Eugen Șoavă, îi dorim multe realizări și toate proiectele dumnealui să le ducă la finalizare pentru această comună de care îți dă interesul. Noi vă mulțumim și vă urăm o seară plăcută. Și dumneavoastră să aveți o seară plăcută, frumoasă, alături de Constantin Măgureanu, de Silvana Râciu. Înainte să înceapă cântecul cu Constantin Măgureanu, vreau să citesc două mesaje frumoase. La mulți ani moșilor mei Cuțar, Florea și Paulina, care pe data de 24 ianuarie împlinesc 45 de ani de căsătorie. Înainte, la mulți ani. Vă pupă nepoata Madi Sandu din Vedea. Bună seara, domnule Clement, bună seara stimaților dumneavoastră invitați. Stimă și respect, Costel de la Vioară. Te salut, Costel, sănătate. Salutăm, îl pupăm pe. Pentru fiecare dintre domniile voastre, alte două cântece frumoase cu Constantin Măgureanu. Să-l urmărim, prieteni. Și-am ajuns ca frunza-n vânte, și-am ajuns ca frunza-n vântelele. Aveam părul negru corp și dragoste cădeam rob. Roberea-m o zi sau două, până-mi găseam alta nouă. Aveam părul negru corp și dragoste cădeam rob. Roberea-m o zi sau două, până-mi găseam alta nouă. Uf, mă uit la brațele mele, nu mai am putere în ele, nu mai am putere în ele, lele. Când eram, doamne, tânăr, un buștean țineam pe umăr, un buștean țineam pe umăr, lele. Aveam o putere, doamne, puneam bucul jos de coarne, mândra nu puteam să o strâng, de frică să nu mi-o frâng. Aveam o putere, doamne, puneam bucul jos de coarne, mândra nu puteam să o strâng, de frică să nu-mi ofer.
ceau mândrele cearpălele. De mai zicea cât un moșe, tirial naibii de cocoșe, tirial naibii de cocoșelele. Că era cocoșe în sat, băteam drumul și-n lat, ca să mă împart la toate, iubeam câte trei pe noapte. Cum am fost dacă aș mai fi doar o noapte și o zi, să trăiesc cum am trăit, să mor și eu fericit. Poznar pentru obere și viață n-a săruta, gură dulce de muiere, care n-are bănișori. În poznar pentru obere și viață n-a săruta, gură dulce de muiere, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește. În poznar pentru oțuică și viață n-a săruta, urița dulce de muică, care n-are bănișori. În poznar pentru oțuică și viață n-a săruta, urița dulce de muică, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește. În poznar să bea un vin și-n viața lui n-a avut la mână ceva străin, care n-are bănișori. În poznar să bea un vin și-n viața lui n-a avut la mână ceva străin, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește, să-și puie lațul la gât, ăla nu-i om pe pământ, de nu bea și nu iubește, la ce dracu mai trăiește. Lume n-am nici bogăție, am băut și am mâncat, așa cum mi-a plăcut mie, eu n-am bani, nu am avere. Lume n-am nici bogăție, am băut și am mâncat, așa cum mi-a plăcut mie, am băut bere și țuică, am iubit și cât o muică, am mai luat și-un vinișor și puicuța pe picior. Am băut bere și țuică, am iubit și cât o muică, am iubit și-am sărutat, la suflet de toate am dat. Să-i arătat, la suflet de toate am dat.
Da, e bine, dragi prieteni, să ținem cont de cântecul lui Constantin Măgureanu, să iubim, să petrecem și să mai avem câteodată și cât o puicuță pe picior, fie el piciorul stâng. E, nu mai tinde. Vorbiți așa, că mi-e rușine. Păi nu, că tu ai spus prin cântec. De la tine a plecat. De cât în cântec, așa eu sunt băia serios. Da, știu. Realitatea nu face nimic, nu-i plac puicuțele, îi câte... plac... Mândruțele. Mândruțele. Da. Se pare că mai avem un telefon. Alo, bună seara. Alo, sunt Româna, domnule Glene. Mă numesc Ionut Căpitan, de Comuna Vede. Oh, bună, Ionut! La mulți ani telespectatorilor dumneavoastră și dumneavoastră. Mulțumim, Ionut! Mulțumim! Mulțumim frumos! Ai vreo dedicație să faci cuiva drag? Da, îmi doresc multă sănătate mamei mele și tatălui meu. Vreau să dedic o melodie mamaiei mele, care împlinește o frumoasă vârstă, și sora mea și telespectatorilor. Mulțumesc, Ionuț, și mulțumim, Silvana Râciu și Constantin Măgureanu, au piese frumoase, să fie dedicație pentru bunica, pentru mama, pentru locuitorii comunei Vedea, familiei Cerveanu de la tine din comună și pentru toți iubitorii de cântec popular. Se cuvine să mulțumim încă o dată celor care ne sunt aproape în fiecare seară de miercuri, familia Cati și Ion Iordache. Doamna Cati, eu să nu ne uitați, da? Eu încă n-am încercat pâinea, doamna Cati. Eu da, pot să vă spun că este covrig. Foarte bună, felicitări. Ai curat covrig? Da. Să mulțumim lui Ramona și Răzvan Cuc, doamnei Sandulescu Petronela, pentru produsele de cafenea pe care ni le-a pus la dispoziție. Celor două doamne, Aura și Nuțile Ceanu de la Florăria Lili, care au trimis buchete de flori pentru cele două doamne. Ziceați, mulțumim, mulțumim. Aveți, da. La roz al meu? Bă, las să vă alegeți. Vera, mai ia-le tu pe toate. Nu vreau toate. Un să roz. Zică lumea bogată. Să mulțumim domnului deputat Nicolae Florian și distinsei sale soții Vera Nicolae pentru sprijinul pe care îl acordă aceste emisiuni. Îi salutăm și noi. Să-i mulțumim domnului viceprimar Alexandru Vladu, care este alături de mine și la fiecare emisiune mă întreabă dacă am nevoie de ceva, să contez pe sprijinul său. Ce frumos. Foarte frumos. Îi salut și eu pe toți cei de pe Facebook care mi-au scris de când am intrat în direct. Îi salutăm și noi și ne bucurăm că le aducem un gram de bucurie prin cântecele domnilor voastre. Mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Ghirmez Maneta din Comuna Cocoșari și am venit să-ți dedic și eu toată melodiile din această seară, mamei mele Bădoi Emilia, fratele meu Ghirmez Daniel, bunicii mele Bădoi Renica, cu mesajul vă iubesc mult! Așa să fie și în dar pentru fiecare o să cânte Silvana Râciu, că urmează la cântat. O rog să se pregătească deja, pentru că timpul zboară ca năluca. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să rămâneți alături de noi. Dacă aveți curaj, puteți să ne sunați, să intrați în legătură cu cei doi artiști de seamă ai cântecului popular românesc, care prin munca asiduă, care prin zile și nopți pierdute în căutarea pieselor muzicale din satele și comunele țării noastre, să ne bucurăm că sunt astăzi la Giurgiu, să ne bucurăm că și Vera Măgureanu a reușit la insistențele mele pe lângă mama sa să vină la Giurgiu, că are o familie frumoasă cu doi copii minunați și care trebuiesc educați și îngrijiți în orice clipă. Mai avem un alt telespectator. Și alo? Noi vă mulțumim, domnul Clement. Alo? Da? Bună seara! Bună seara! Bună seara la toată lumea! Bine ați venit la Giurgiu, invitatul noastră! Sărămâna, bine v-am găsit, mulțumim! Vă mulțumim frumos pentru tot ce faceți și din cântecul popular nouă ne dat o stare de bine. Trebuie să mulțumim primul domnul Clement, din intermediul dânsului, ajungem să avem câte o seară aparte, specială și frumoasă. Așa este! În același timp aș vrea special pentru domnul Clement un anticipat la mulți ani. Să rămână, mulțumesc! Să fiți sănători, să ajungeți până la 103 ani. Vârsta lunașă. Așa, da, da.
Mulțumim frumos de urări, mulțumim frumos de telefon, rămâneți alături de noi pentru că, iată, doamna Silvana Râciu este pregătită să ne bucure sufletul. Cât de iubit sunteți, domnul Clement. Da, să știți că chiar sunt iubit, iar oamenii mă opresc pe stradă și îmi sugerează, dacă puteți să-l aduceți și pe, și este, încerc să țin cont de fiecare dată, cont de părerile... pentru că sunteți o adevărată bogăție artiștii din cântecul popular pentru mine și mă bucur în orice clipă când văd că prin ce fac, muzică este apogeu, dar atât cât pot să fac împreună cu băieții de la camere, cu băieții din regie, iată, așa cum spunea și doamna dinainte, să le aduc, nu știu, 2 ore de relaxare sufletească. Dragii mei telespectatori, vreau să vă spun că, într-adevăr, domnul Clement are un suflet extraordinar, un suflet de aur, este un om minunat. Eu cred că acest om numai bine a putut să facă și vreau să vă spun că, și după cum și dumneavoastră știți, că eu cred că a salvat câteva vieți aici în Giurgiu. Vreau să-l felicit pe această cale și nu am decât cuvinte de laudă pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră. Mulțumesc, numai mă gratulați atât că chiar mă impresionați pe cuvânt. Nu, așa este, chiar nu spun vorbe. Știu că prietenia noastră este sinceră, ne-am spus întotdeauna vorbele așa cum sunt ele, curate, plecate de la inimă și cum adevărul plutește deasupra noastră. Nu știu ce să fac, să dăm drumul la cântec sau, din respect pentru un telespectator, să mai așteptăm. Da, doamna Silvana e îngăduitoare, rămâne acolo să facă eventual varice și să-i spunem altui telespectator bună seara. Bună seara, sunt Mariana Mihali și bună seara acestor minunați și valoroși interpreți ai cântecului popular, care vreau să-i felicit pentru că au răspuns cu drag invitației dumneavoastră, domnul Clement. Doamna Mariana, iertați-mă că vă întrerup, dacă și mâine îi chem la Giurgiu, și mâine vin. Perfect, știam asta, știam cu siguranță. Și pentru noi, cei ce ascultăm această emisiune, care ne alină sufletele prin cântecele frumoase în care mulți ne găsim. Vreau să vă spun tuturor mulți ani cu sănătate, toate lume, căci sunteți interpreții sufletului nostru care ne alinați și ne sensibilizați până la lacrimi. Suntem onorați și noi ce stăm în fața televizorului a ascultat cu mult respect aceste mari valori pe care îi urmărim chiar pe toate posturile. Aș dori ca întreaga mampă muzicală din această seară să o dedic celor dragi mie, familiei mele, pentru sora și cumnatul meu, pentru toți nepoții mei, pentru familia Saitoc și familia Topolin. Și nu în ultimul rând, pentru dumneavoastră, domnul Clement, care vă rog să-mi primiți din partea mea un călduros la mulți ani pentru ziua dumneavoastră. O seară plăcută! Să rămână, mulțumim pentru cuvintele frumoase, pentru urările dumneavoastră. Se simte de departe că oamenii sunt curați la suflet, vorbesc din suflet. Sănătate multă, doamnă. Și chiar dacă... Se vede din vorbe. Sigur că da. Pentru fiecare, alte 2 piese, dragii mei prieteni, cu doamna Silvana Râciu. Și de rele te ferește.
dacă ceva mă durea, plângeam eu, plângea și ea, măi. Ți-ai fi dat și sufletul să am ce n-ai avut tu, măi. Sărut mâna mama mea, te iubi toată viața, măi. Mulțumesc, măicuță bună, suflet plâng ca o lumină. We'll be right back.
ceasă ai neicuță, ca mine dulce mândruță, dar eu nu vreau să te aleg, că tu iubești satul întreg. Vreau bărbat să-mi placă mie și numai al meu să fie, inima ți-aș da și gata, dar nu te împart cu alta. Eu nu-s ca mândrele tele, nici nu vreau să fiu ca ele, și oricât tot hoinărești, ca mine nu mai găsești. Dacă acest cântec a fost făcut pentru marul soțul Silvanei Râciu, ar cam trebui să țină cont, pentru că frumusețea chipului, a sufletului și tot ce i-a dat Dumnezeu Silvanei Râciu, multe femei ar trebui să fie invidioase. Primim multe sute de mesaje, dragii mei, nu o să pot să le citesc pentru că nu este foarte greu. Lili, mă scuzați că vă deranjez și vă întrerup. Nu tot ce cântăm înseamnă că ești pentru noi. Ei, nu, dar eu am făcut o paralelă între cântecul Silvanei. Da, și Marius, soțul doamnei Silvana Râciu. Marius Sica s-a îmbolnăvit subit, așa, pe ultima 100 de metri. Da, s-au fi, din nou. S-a făcut rău când m-a văzut pe mine. Da? N-a apucat să te vadă. Sau cum spuneai tu, un cântec cu o mândruță pe picior, o fi el acum pe la București prin... Da, se poate doar cu una. Posibil, pe rând, pe rând. Posibil. Pe rând primim mesaje de la telespectatori, pe rând primim și telefoane de la telespectatori. Vreau să citesc din aceste mesaje. Pentru mama mea, Aurelia, a fost contabilă la ACR, cred eu că e vorba de doamna Albu, o salutăm. Și îi dorim multă sănătate, o prietenă de-a noastră, o prietenă de-a mea de mulți, foarte mulți ani. Bună seara și la mulți ani! Felicitări pentru această emisiune! Invitații dumneavoastră din această seară sunt artiști desăvârșiți, cu voci minunate, ce îi reprezintă cu mândrie zonele de unde provin. Mult succes în continuare le doresc! N-a semnat mesajul, mulțumim pentru aprecieri distinse, domn sau doamnă, iar noi spunem bună seara unui alt telespectator. Alo? 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 Da, se pare că s-a întrerupt, se pare că o să revină telespectatorul nostru. Dragii mei, spuneam că în urmă cu ceva ani am participat la un moment aniversar al doamnei Daniela Cernea la Teatrul Davila din Pitești, unde sărbătorea un număr de ani de carieră artistică. Printre vocile minunate ale cântecului popular s-a aflat și invitata mea din această seară, Silvana Râciu. Iar după... Eu râd că știu ce urmează să da, povestesc. V-ați adus aminte, nu? Da, nu știam ce vreau să iar după spune. Emisiune, împreună cu Diana Călinescu, cu sărbătorita, cu doamna Gheorghița Nicolae, o salutăm, sau prin intermediul celor care ne urmăresc, salutăm pe toți. Să-i transmit gândurile noastre de bine și nu, succes. Nu, da și dumneata din casă. Că... Hai că e de bine. Nu, e de bine. Doamna, da, casă. Și am mers la o cofetărie din centrul orașului Pitești. Fiecare... Am mers și înainte de spectacol și nu după. Cu mine. Eu nu vorbesc de ceva care a fost înainte și eu n-am participat. Iar, păi nu, că urma să mergem și la restaurant. Dar a fost bucuria doamnei Silvana să mergem înainte la cofetărie. Și fiecare, dragii mei, a făcut comandă ospătarului cu ce a dorit. Ăla cu suc, ăla cu prăjitură, doamna Silvana Râciu a vrut înghețată dublă. Câte cupe? A servit-o, 7. A cerut-o și pe a doua și pe a treia și a ajuns la cifra 7. 7 înghețate duble a mâncat Silvana Râciu. Asta doar după spectacol. După spectacol, și da. De înghețată. De unde știi tu că a fost un kilogram? Păi știu cum mănânci. Vreau să spun că de câte ori merg cu ea pe unde așa, mergeți? Plecam cu mașina pe unde mergeți. Renunț la mâncare, la orice fel de mâncare, nu contează. Oprim în primul peco și își cumpăr o sacoșă de dulciuri. Zic, ce faci Silvana cu ele? Le mănânc. Păi nu zic, atâtea dulciuri, zice, dar nu pot să rezist tentației. Mai să știi că mi-am făcut analize la un moment dat, și cum stai cu glicemia, dragă mea? Îmi spunea că sigur ai ceva imposibil, ai glicemia mare, la cât mănânci tu, ai diabet, gata. M-am dus și aveam glicemia la limita inferioară. Tocmai de aia, că organismul să mănânci dulciuri pentru că scade glicemia. Când eram mai tânăr. Doctor Costi, acum de curând zic, doamne, glicemie mare, de unde avem colesterolul mare? Eu care nu eu când eram mai tânăr, domnul Lili. Boală de boieri. Dar eu nu mă omor cu mâncatul. Toți avem colesterol. Ce să-ți fac, Costi? Stresul. Așteaptă la rând. Mâncam mai multe dulciuri
când eram eu mai tânăr. Și acum ești tu dulce și nu mai mănânci dulce. Pe cuvântul meu, dacă mai pot să mai mănânc, am bătrânit. Abia cum mănânc, ai cum ai făcut? Nu știu, și înainte mâncam, mergeam la cofetărie asta. Și mâncam două prăjituri. Câte două prăjituri. Lângă și acum nu mai pot să mai mănânc una. E o cofetărie cu niște prăjituri extraordinar de bune. Le-am tot promis că o să le duc cu frișcă naturală. Decât promite, dar nu se ține de promis. Păi, n-am mai reușit să vin direct de acasă la voi. Atât de bune pot să fie. Veniți voi la mine și atunci se rezolvă. Mergem și la cofetărie. Nu, comandă prin telefon și aduce cu tot tavul. Acum soțul meu mănâncă prăjituri decât făcute de soția mine. De casă, da. Și soacră mea gătește foarte bine. O salutăm și mulțumesc pentru înțelegere. Da, vorbește de vreo două luni am venit la ei. Face niște prăjituri la cofetărie, ce nu s-a pomenit. Că lucram împreună, am venit des la ei. Ne oprim puțin că mai avem un telespectator. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara. Mă numesc Raluca, sunt din Giurgiu și vreau să vă salut domnul Prezent și invitați dumneavoastră. Bună seara. Și îi mulțumesc foarte mult pe domnul Constantin Mogureanu și Silvana Rău. Le mulțumesc că au venit la Giurgiu și am putut să-i vedem din nou. Și vreau să dedic și eu această emisiune mamei mele, care este foarte bolnavă. Sănătate! Sănătoșire grabnică! Tot binele din lume, copiilor mei, soțului meu Adi, surorei mele, nepoților și toată lumea care urmărește această emisiune. Așa să fie, doamnă, bucurați-vă de prezența celor doi artiști. Și mulțumim pentru frumos. Mama dumneavoastră, în mod special, să fie sănătoasă, pentru că, iată, trece printr-o cumpăna vieții și cu mila lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu, sigur, mâine va fi mai bine și poimine foarte bine. Sigur că da. Vreau să-l salutăm și noi pe vecinul meu, care e primar la Malu. Eugen Șoavă. Pe Șoavă. Și să spunem la toți primarii care doresc și în acest an, pentru că noi organizăm de un an de zile impresarul este aici. Și asta vreau să spun. Sunt impresar, da? Domnul Clement. Păi, aveți firme, că... două firme avem. Ca nu să două, fie. Păi două. Două avem. Păi și eu trei. Trei ai și tu. Dacă vreți spectacole să vi le organizăm, asta e concluzia, nu da, contează că avem da, mare drag, firme. Cu toată încrederea apelați la noi. Noi vă... da. Ori direct, ori toți de lucrăm meu. Bine, noi lucrăm în echipă, e adevărat, sigur. Avem în portofoliu aproape toți interpreții, toți interpreții, da, pe care vi doriți, domnilor primari. Așadar, dragi prieteni, sau evenimente private, sau de evenimente ce nu? Private, sigur că da. La evenimente private, iată, da, dar trei artiști. La primării, pentru că de 2 ani facem chestia asta mai... mai mult, intens. Mai intens, așa, da. Și mai domnul mult. Domnul Clement, da, vă rog, eu nu sunt artist. Eu ești sunt, soție, 50% ești. Ești mai mult decât... Soție de artist, sunt se pe pricepe, partea mea... Se pricepe, să cânte, domnul Clement, ce zice ea aici? Se pricepe, de latura mea. Artiștii sunt ei. Nu, și tu ești, Vera, ești modestă. Acum ai intrat într-o familie de sigur artiști că da. De mulți ani, ce să faci? Mai artist, avem un telespect. O să-l fac pe Antonio... Constantin Junior Măgureanu. Doamne ajută, care de ce cântă nu? Și vă încântă are de ceva vreme să de la urmeze, 4 ani. Da, și de ce să nu ducă mai departe numele de m-aș Măgureanu bucura, pe scenă? Doamne ajută. Doi dintre băieții mei o fac. E, poate și al treilea. Și al treilea, da. Să vedem ăsta mic, prâzlea asta mic care... Pe cel mic vreau să-l fac medic. De care? Ce specialitate? Am voie să spun? De ce nu? Ginecolog. De ce? Este aprobată. E cea mai... Să fie fericit. Nu, mă, cea nu mai să bănoasă facă, meserie. Să se sature de... din prima, nu vreau. Da. Se pare că mai avem un telespectator. Alo, bună seara. Seara. Bună seara. Sunt Salveta de la Lugan. Bună seara. Și am sunat și eu să vă spun, să le spun bun venit artiștilor. Bine v-am găsit. Să l-am mulțumit. Bine v-am găsit. Toată emisiunea de seara asta pentru nepotul meu, care era făcut vârsta de 18 ani. La mulți ani, e major. La mulți ani, să vă trăiască. La mulți ani, să fie sănătos. Cred că știi cine la telefon. Da, 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 cum să nu. Da. Și pentru copiii mei, urorii mele, pentru nepotul, nepoate, să vă trăiască, să vă trăiască, Doamne să vă ajută, bucurați. Să vă trăiască, să vă bucurați de nepoți și de copii. Iar întreg... Vă rog. Mulțumim de telefon, rămâneți mulțumim alături de noi și bucurați-vă împreună cu noi de prezența celor doi artiști. Veniți astăzi la noi în platou. Cred că este rândul tău, Măgureanu, să te pregătești de da, cântat. Cu mare plăcere.
Ia fătul doi telefon. Pași la dreapta. Nu, nu mai avem telefon, nu mai avem mesaje multe. Dragii mei, mă opresc să le citesc. Colegii din regie le afișează, așa cum vedeți pe ecran. Și totuși, până când Măgureanu se gândește ce să ne mai cânte, să vedem ce ne spune telespectatorul care acum este pe fir. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Clement, doamna Petruța! O, sărut mâna, doamnă, eram îngrijorat să apropie finalul de emisiune și dumneavoastră. Ei, ați văzut? Uite, din cauza mea ați luat telefonul. Să intru, fiind cu dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult pentru ceea ce faceți pentru noi, domnul Clement. Ne bucurați sufletele. Eu dacă aștept miercuri, cel puțin. Bună seara, invitațiilor dumneavoastră. Bună seara, doamnă. Doi artiști cu un talent hărăzit de Dumnezeu, ce să vă spună, să vă mulțumim cât de dragi sunt, cu voci de aur, domnul Clement. Așa este, doamna Petruța. Ne merg toate cântecele la suflet. Și mai sunt. La spectacole, prin ținuta dumnealor impecabilă. Le dăm mai mult respect din partea noastră. E adevărat că au talent și un oameni ca dumnealor bănuiesc că nu s-a format așa în două zile. S-a format în timp, au muncit și s-a cum a pus în iată foarte mult. Bine, că n-aș vrea să... Și cântecelor, aversurilor, referite la viața reală, fac referire la viața reală, trăite de generații, poate din urmă, cum a avut câteva domnul Constantin Măgureanu, doamna Silvana, la fel o frumusețe de versuri. Ce să vă spun, mulțumim. Foarte frumos, oameni inteligenți, să le trăiască familiile, copii, să străduie să-i facă oameni pentru viitor, să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Mulțumim din suflet. Pe talent aveți de sânge. Da. Doamna Petru, vă zic la mulți ani, domnul Clement. Sărut mâna, mulțumesc. Să dea Dumnezeu toată lumea. Să rămânem în Giurgiu zeci de ani de acum încolo. Să ne bucurăm că suntem în acest oraș micuț la mal de Dunăre, dar unde sunt oameni cu suflet bun, oameni îngăduitori, oameni cu frica lui Dumnezeu în sân. Foarte frumos. Nu mai pot de dragul dumneavoastră. Toate florile din lume le-a fost o costume. Și le-am văzut la spectacole, le-am văzut la emisiuni, la favorite. Tot respectul. Tot ce a fost mai frumos după lumea asta le-a dat Dumnezeu. Să fie sănătos și cât mai multe fidiuri și succes în viață. Doamna Petruța, domnul Măgureanu vrea să vă întrebe ceva. Da, vreau să vă spun, doamna Petruța, că în afară de talent, întotdeauna interpreții care au mai ieșit acum, nou val, așa spun ei, nu vreau să fiu răutăcios, dar unii, și îmi pare rău că spun chestia asta, unii mai cântă și din costum, mai cântă și din păr. Nu, dar numai din voce nu cântă, înțelegeți? Nu. Și pot să fac remarca asta, că nu cânt și eu de mult, cânt decât de vreo 30 de ani. Înțelegeți? Iar ce a ieșit acum e jalnic. Înțelegeți? Astea-s vremurile. Și nu mai e promovat talentul, din păcate, nu mai interesează pe nimeni. Băieți de copii, dacă ajuns la stadiul ăsta. Că au muncit din greu. Să muncești o viață, doamnă. Să muncești o viață. Ca în orice meserie, de altfel. Da. Omul simțește locul unde e. Așa este. Mulțumim, doamnă. Vă dorim sănătate doamnă. Multă și dumneavoastră și soțului și copiilor dumneavoastră. Cuvinte și bucurați-vă. Bucurați-vă că aici la TV Giurgiu există această emisiune unde poposesc artiști de seamă ai cântecului popular. Și așa cum spunea și prietenul nostru Constantin Măgureanu, au ieșit în ultima vreme, din păcate, trebuie să spunem asta, că din păcate și cu ajutorul unor televiziuni comerciale, da, așa, ca ciupercile după ploaie, au ieșit artiști, dar dacă le dăm o partitură muzicală, bine, asta... sau îi pui lângă doi lăutari și le spui din ce tonalitate cântă, să uită la tine... Dar nu vreau să jignesc. Știți dumneavoastră cum zice românul cu curca, cu crăcile și așa mai. Dragi telespectatori, eu cred că cunosc destul de bine muzica autentică, adevărată, populară și eu cred că știu să facă diferența între un artist, pentru că nu toți cei care apar la televiziune sunt și artiști. Să ne înțelegem. Dar asta este. Eu vreau să spun că să vă spun că am rămas plăcut impresionată de
dragi telespectatori ai noștri din această seară, oameni minunați, cu un suflet mare, cu un suflet care vorbesc, exact. Doamna dinainte foarte frumos a vorbit. Le dorim tot binele din lume, multă sănătate și am să aibă numai bucurii la tine, și Vera. Realizări. Hai să lăsăm pe Măgureanu să cânte. Hai să lăsăm. Da. Banda. Cu acordul Silvanei Râciu, cu acordul Verei, dragi prieteni, ne încântă cu vocea sa unică, inconfundabilă, Constantin Măgureanu. Cocoșel cu două creste. Sol de pește, sol de pește, cine-a pomenit că este cocoșel cu două creste. Bărbat cu două neveste, bag seama că tot mai este. Lumea de răul vorbește că amândouă le iubește. Bărbat cu două neveste, balsamă că tot mai este. Lumea de răul vorbește, pe amândouă le iubește. Și nu le las, nu le cerți și nu le las. Iubăreț și pătimaș, nu le cerți și nu le las, nu le cerți și nu le las. Le iubesc cu săptămâna, când pe a doua, când pe prima. Nu se supără niciuna, aoleu, pane-aș cura. Le iubesc cu săptămâna, când pe-a doua, când pe prima. Nu se supără niciuna, aoleu, cu palea-aș cura. Spovede și lui, să mă spovede și lui. Măi băiete, n-ai păcate, poți să le iubești pe toate, eu am să citesc din carte. Măi părinte, părințele, astea sunt păcate grele. Astea sunt păcate grele, nu mai pot să scade ele. Măi băiete, băiețele, am trecut și eu prin ele. Știu că în lume merge vorba să nu face, face copa. Toate cu nume schimbate, vă spun numele la toate. Anica din Giuvărăști, Gheorghița din Amărăști, să dai bani să le iubești. Mai am una pe la Doanca, ce femeie e săraca, când mă vede îmi pune masa.
ziua, să te duci să juri că n-ai fost pe aici, dar să-mi dai de veste mie până la Sfântă Mărie. Vasilica m-așteaptă seara în casă, cu pui fript și vin pe masă. Una la corabia, de spun află nevasta-o, că mă-ntreabă firaria dacă mai am și alta-o. Eu îi spui că doar pe ea să nu-i fac nimărea, de n-aș avea și alta la ce mai port căciula măi. Of, până să trec pe la toate, trece noaptea jumătate, iar când ajung și la tine, sunt obosit ca un câine, trage plapuma pe mine, să nu văd ziua când vine, și perdeaua la fereastră, să nu intre ziua în casă, că sunt cu puica pe brață, și mi-o sărut cu dulceață, până mâine dimineață. Le, 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 și-a mea lele cu gâtunul, mai mărgele mă băgaș la boale grele. Dragă Costi, ai băgat multe Giurgiu Venici la boală grea. Da. Noi ți-am făcut și planul între timp. Noi am pus o... planuri ați făcut. Păi, e treaba noastră. De spectacole. Dar pentru domnul că... Lili, piesa asta tregată trei foilate, am înregistrat-o, s-a simțit din radio. Sunet că am înregistrat-o la radio în 1990. Radio. Când deci era radio. 25, aveam 9 ani. Da. Și după aceea am mai imprimat-o încă o dată mai mai mult text. În Electrecord, mai târziu. Piesa am văzut, dragii mei, această piesă l-a mai târziu. Făcut cunoscut. Da, cel mai cunoscut, da. După piesa asta, pentru că am filmat-o, chiar după Revoluție, am filmat-o la Tezaur Folcloric, la doamna Mărioara Mornescu, să o odihnească Dumnezeu. Are foarte Dumnezeu multe piese frumoase pe care le-a promovat mai puțin în ultimul timp, că na, trebuie să promovăm cele mai recente. Dar nu-ți permite nici spațiul, indiferent că o emisiune de două ore cum este aceasta. Vreau să vă spun, eu mă consider de la început interpretul radioului. Pe mine radioul m-a făcut ceea ce sunt, Radio Craiova și Radio București. Și după aceea am început eu să cânt nu, la televiziunea română. Nu, te-ai făcut română. Singur, Măgurean. Da, m-am făcut pentru singur, dar dacă îmi ajută cineva... S-a făcut aici exact, și aici. Exact, exact. Altfel puteai să te duci la toate radiourile din România și peste mări și țări, dar dacă tu nu aveai, așa cum spunea Vera, și ai ieșit în cap... E vorba exact. Dincolo de asta, cred că... De seriozitatea de cu care ai abordat această de meserie. De muncă, de renunțări, probabil multe alții făceau alte lucruri în timp ce el poate se pregătea și știm că a fi artist nu e... Nu, e, se vede frumos la televizor, dar în spatele televizorului, ca așa muncă, cum este și munca operatorilor. Sacrificii. Sacrificii. Exact. Vă rog să faceți un sacrificiu să vă pregătiți de cântat. E o plăcere. Iar eu o să-i spun bună seara unui alt telespectator. Alo? Alo? Da? Bună seara. Bună seara. Bună seara, domnul Clemen. Bună seara. Salut, Clemen. Sărut mâna. De la Vedea, o bătrân. Da? Și vă doresc multă sănătate. Și dumneavoastră. Și la artistii care aveți în sală. Că iubesc că e în casa noastră, la Giurgiu. Da. Silvana, te iubesc mult de tot, mult de tot. Vă mulțumim frumos.
și dumneavoastră la familie. Mulțumim. Vă mulțumim. Vă mulțumim mult. Și dumneavoastră vă dorim multă sănătate. Da, și eu la toți, domnul Cotandina, la băieți. Mulțumim, să fiți sănătoși. Mulțumim. Și dumneavoastră, să vă trească copiii, da, și dumneavoastră. Anul 2015 să-mi vie cu tremurul peste noi. Oh, stai, doamnă, liniștită, că s-a mai anunțat că și anul trecut. TV Giurgiu o să... Doamnă, da, vă promit eu că TV Giurgiu o să aducă un cutremur mare de muzică populară anul ăsta. Da, mă, scuze, mai frumos, mai mult. Și anul ăsta e cel mai... Anul ăsta e cel mai bun pentru toți românii, din toate, da, punctele de vedere, să știți. O să vedeți. Da, și vă doresc multă sănătate. Și dumneavoastră la fel. La mulți ani, sărut mâna, rămâneți alături de noi, cântă Silvana Râciu. Omule, petrece așa, azi e sărbătoarea ta. La mulți ani azi la zi mare, în casă la fiecare. Omule, petrece așa, azi e sărbătoarea ta. Pentru clipa care vine, să cinstim cum se cuvine. Și când cuvin să ciocnim, că doar o viață trăim. Pentru clipa care vine, să cinstim cum se cuvine. Și când cuvin să ciocnim, că doar o viață trăim. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Pentru toți pesăturate, buți cu vin și plosca plină, să avem multă voie bună. Mese pline cu bucate, pentru toți pesăturate, buți cu vin și plosca plină, să avem multă voie bună. Anii vin și anii trec, cu voi azi vreau să petrec. Turnați vinul în pahare, astăzi seară-i seară mare. Anii vin și anii trec, cu voi azi vreau să petrec. Turnați vinul în pahare, astăzi seară-i seară mare. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Și de sănătate, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, să trăiți suta de ani. Și vă zic să aveți parte de spor și de sănătate, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, să trăiți suta de ani. Să aveți clipe senine, zile de dragoste pline, bucurii la orice pas, viața fără de necaz. Să aveți clipe senine, dragoste pline, bucurii la orice pas, viața fără de necaz. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani. Hai noroc și sus paharul, să ne cânte lăutarul. Cu fere pline, cu bani, hai noroc și la mulți ani.
repede trece timpul și nu prea mă împac cu gândul că se duc anii tot zboară și-ai vrea să fii tânăr iară. Ai vrea să oprești timpul în loc, să nu îmbătrânești deloc, viața s-o oprești din drum la anii ce-i ai acum, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una, viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trecu un ceas, ce-a fost, ce-a rămas. Așa, n-apoi anii de-ar veni, ce-am greșit n-aș mai greși, măi. Nu-mi pare rău de nimic, doar de tineret un pic, din viață iau ce-i frumos, vreau să trăiesc cu folos, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una, viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trecu un ceas, ce-a fost, ce-a rămas. Și-n goana lor iau clipe frumoase în zbor, ca și-ai rândul pe pământ, dar rămâne ce-ai făcut, măi. Anul parcă-i doar o zi, ziua clipă parcă-ar fi, viața trece într-o clipită, rămâi cu clipa trăită. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una, viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trecu un ceas, ce-a fost, ce-a rămas. Viața-ți trăiește, orice clipă prețuiește, tot strângând la avuții, trece viața, nici nu știi, măi. Azi vrei una, mâine alta, niciodată nu zici gata, să nu vrei doar să muncești și la suflet să gândești, măi. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, timpul trece într-una, viața-i numai una. Tic-tic-toc, tic-tic-toc, mai trecu un ceas, ce-a fost, ce-a rămas. Nu a trecut un ceas, au trecut două ore de emisie, dragi prieteni. Mult a fost, foarte puțin a rămas. Avem îngăduința domnului director Petrică Slavescu, îi mulțumim că mulțumim, ne-a acceptat director să prelungim emisiunea, mulțumim, că frumos a realizat și domnia sa, câtă bucurie ne-au adus cei doi artiști de seamă ai cântecului popular românesc. În timp ce eu am să intru în dialog cu ultimul telespectator care așteaptă de ceva vreme pe fir, îl rog pe prietenul meu, pe prietenul dumneavoastră, dragii mei prieteni, Constantin Măgureanu, să se pregătească să ne încânte. Ne mai întoarcem după ce cânt eu sau trebuie să vă întoarceți ca să ne luăm rămas bun de la prieteni, da? Nu de asta v-am întrebat, ca să vă zicem și noi un sincer și călduros la mulți drag ani. După ce ne vei încânta și vei face o dedicație anume prin cântec prietenii din dreapta ta, Silvana Râciu, da? Și roata vieții să o opresc
pentru aia, Lili pentru Clement. Deci când cânte cum eu, că pentru Silvana de-aș putea mândruța mea. Da. Nu aveam vreun foc? Am vreun foc la inimă. Să vedem prin cântec dacă are sau nu are Silvana. Păi da, poate extrapolând așa, nu mândruța mea, zic Neicuța al meu. Da, este unul din șlagărele mele cel mai apreciat în Oltenia. Îl cântam la Radio Craiova. Mi-e place la nebunie. Cântam, e foarte rar. Da, unul dintre șlagări, îl cântam la Radio Craiova acum 20 ceva de ani și de câte trei ori. Când eu eram micuță și ascultam Radio Oltenia Craiova și cântam și eu, luam spray-ul în mână și cântam în fața oglinzii. Și uite că soarta a făcut să mă căsătoresc cu marele artist Constantin Măgureanu. Îl așteptăm și noi să ne încânte cu această piesă de succes. De fapt, succes sau toate piesele din repertoriul său. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Lili! Bună seara! Eugen Șoabă sunt. Să trăiești, domnul primar! Scuze că v-am lăsat să așteptați prea mult, dar... Bună seara, domnul primar! La mulți ani! Salut, Eugen! Vă salut pe dumneavoastră și eliminații interzeți pe care i-ați invitat în seara asta. Și noi vă salutăm cu drag. Salut pe Silvana, dar și pe Costică Măgureanu și pe simpatica lui Sofie Vera, pe care am să o cunosc la noi la mal. Vă pupăm cu drag, domnul primar. Aș vrea cu aport invitațiilor dumneavoastră din platou să vă urez dumneavoastră, domnul Clement, de la mulți ani, frumoși, cu bucurii și cu multe împliniri. La fel, domnul primar și dumneavoastră. Salut cu mult respect pe Costică Măgureanu, vecinul meu, așa cum a zis mai devreme. Da. Să stăm în plăcerea amândoi și copiii noștri învață împreună la școală 103. Așa este. Nu, ce frumos. Da. Te așteptăm să bem un șpriț amândoi la București, totuși. Corect. Dacă nu putem la Malul. Pe mine mă invitați la șprițul vostru. O luăm și pe Silvana, Eugenie? O luăm și pe Silvana? Vreau să salut și pe Silvana și ea este singura care n-a ajuns încă la Malul. Păi eu aștept să vin. Dar cu mare drag și pe 1 martie fac invitația de acum. Vin, să știți acum, dacă nu mă mai sunează, doar mă afișez la dumneavoastră la Malul. Vi-l păresc eu, doamna Silvana. Doi aveți nivel de impresariat, deci că aveți o mare componentă în stânga dumneavoastră acolo. Nu, că domnul Clement este prietenul nostru și colaborăm, să știți, domnul primar. Noi suntem genul de artiști care nu... O să mă apuc și eu și domnul Clement de cântat, o să am facem cântat un duet, de ce viața, nu? Mai. Pentru eu că te las pe tine, că ești mai tânără. Ce ziceți? Cum facem să? Un duet Nelu Bălășoiu și că Maria semănați. Seamănă cu Nelu Bălășoiu, da? Hai, avem gata, părual. Da, domnul primar, un gând pentru cetățenii din Malul. Asta vreau să mai zic în închiriere și aș vrea să dedic toată mama muzicală din această seară cetățenilor mei pentru care încerc în fiecare zi să fac un pic mai bine. Ați făcut multe, domnul primar, și pentru asta vă strâng mâna cu drag. E regulă. Așa este. Și la București sau? Să ne înțelegem pentru 8 martie, că vrem să facem un spectacol frumos în noua sală, în ținuta nouă a sării de spectacole. Păi ai pus scaunele. Voi fi prezentă la dumneavoastră, domnul primar, să facem contractul pentru spectacol. Ce ziceți? Scaunele le-ai pus? Scaunele nu e problemă. N-am înțeles. Eu zic să veniți aici între noi, apropo de stânga și de dreapta. Și... Eu abia aștept să vă cunosc. Sănătate multă vă dorim, să aveți un an nou fericit, plin de bucurii. Și încă 5 mandate, domnul primar, 5. Doamne ajută, deci până la 103 ani, domnul Clement, pentru să fie că, primar. Nu, pentru că merită, că știu că face foarte, foarte a făcut multe foarte pentru... multe lucruri. Este o plăcere să te plimbi pe străzile din Malul. Vreau și eu să merg, acum am cu drag, pe o martie... Păi te pot duce după emisiune. Avem telespectatori de la Malul care intră în direct, ne vor spune dacă domnul primar mar se răzgândește, dar e un om nu tare serios, eu, un om de cuvânt. Și mergem și noi să ne... Eu l-am cunoscut pe domnul primar și nu, chiar este... Nu, este un prieten este al un artiștilor, da, un prieten este al mălurenilor și chiar să cunoaște că este primul... Am florit da, acea comună. Da. Așa mulțumim este de telefon, domnul primar. Rămâneți să vă bucurați în continuare la alături de noi, alături de Giurgiuveni. Pentru că Măgureanu a venit cu drag la noi, cu Silvana Riciu a venit cu drag la noi. Sigur. Și au promis că vor mai reveni. Iar pe 1 martie, dragi cetățenii comunei Malul, din distribuția spectacolului organizat de Consiliul Local Malul și Primăria Malul, respectiv domnul Eugen Șoavă,
cei doi artiști vor fi prezenți pe scena frumoasă sub bagheta Veronica Măgureanu. Exact. Tu dirijezi? Să-i dăm drumul cântecului cu Constantin Măgureanu. Eu vinu cu oala, deloc nu mă prindea boala. Când l-am băut cu ulcica, de boală mă prindea frica. De când îl beau cu paharul, m-a prins o fușia maru. Începui să-mi bătrânesc și uitai să mă iubesc. Fraților, vă spun cinstit, nu vă lăsați de iubit. Beți vinul numai cu oala și iubiți să fugă boala. Mergeam la câte o clacă, mândrele începeau să-mi placă. N-aveam niciun pol de ani, dar aveam numai dușmani. Orică nu purtam mustață sau că țineam mândra în brață, orică era prea micuță sau era mândra drăguță. Fraților, vă spun cinstit, nu vă lăsați de iubit. Beți vinul numai cu oala și iubiți să fugă boala. Am iubit de mititel și tata făcea la fel. Îmi spunea când eram mic, taică nu ierta nimic. Iubește ce e frumos, toate-ți vor fi de folos. Când te iubește și bea, că și-așa trece viața. Fraților, vă spun cinstit, nu vă lăsați de iubit. Beți vinul numai cu oala și iubiți să fugă boala. Fraților, vă spun cinstit, nu vă lăsați de iubit. Beți vinul numai cu oala și iubiți să fugă boala. Câți bani, Doamne, să plătesc, roata vieții s-o opresc, mă. Și-am făcut ca pomul roade. Acum când am de toate, și-am făcut ca pomul roade. Lângă mine am trei vlăstare, două mici, una mare. Roată, roată, lasă-ne pe loc. Roată, roată, geaba că nu pot. Roată, roată, că tu te-nvârtești. Roată, roată, și mă-ncărunțești. Cât de bine
ani să mi-i pot opri mai. Să țin viața în loc aici, când am 45 mai. Să țin viața în loc aici, când am 45 mai. Parcă sunt mai în puteri și mai mândru decât ieri mai. Roata, roata, te-a ține pe loc. Roata, roata, geaba că nu pot. Roata, roata, că tu te-nvârtești. Roata, roata, și mă-ncărunțești. Una întrece, altul vine, roata pe loc n-o pot ține. Anii vieții se adună, copiii mă ajung din urmă. Anii vieții se adună, copiii mă ajung din urmă. Pentru ei aș opri roata, pe toți să-i ajute tata. Roata, roata, te-a ține pe loc. Roata, roata, geaba că nu pot. Roata, roata, că tu te-nvârtești. Roata, roata, și mă-ncărunțești. Mândruța mea, să te întorc din calea ta, mă. De-aș putea, mândruța mea, să te întorc din calea ta, mă. Să-ți arăt că nu e bine drumul în viață fără mine. Și oricât ai încerca, tot nu-ți găsești liniștea. Mândre ca bujor, mă usucă tare dor. Nu mai știu ce este somnul. Floare mândre ca bujor, mă usucă tare dor. Nu mai știu ce este somnul. Încerc și nopți de-a rândul să-mi iau de la tine gândul. Zile încerc și nopți de-a rândul să-mi iau de la tine gândul. Dar mă chinui în zadar și-mi e sufletul amar. Mă gândesc seară de seară să te-ntâlnesc mândr-o iară. Mândră ca bujor, mă usucă tare dor. Nu mai știu ce este somnul. Floare mândră ca bujor, mă usucă tare dor. Nu mai știu ce este somnul. Ții minte serile când băteam cărările, mă. Treceam dealuri, treceam măi, numai să-ți văd ochii tăi, mă. Îți măsuram într-o pasul și ți-ascultam cu drag glasul. Îți aduceam floricele să-ți fac așternul din ele. Te-au fost și ai uitat că tu mândru ai plecat. Toate au
te-aștept în roftii. Floare mândră ca bujor, mă uscă tare dorm, nu mai știu ce este somnul. Floare mândră ca bujor, mă uscă tare dorm, nu mai știu ce este somnul. Bravo! Da, impresionantă, dragi prieteni, această piesă. Impresionant, dragi prieteni, toate piesele pe care cei doi mari artiști le-au adus astăzi în fața noastră. Să ne bucurăm împreună. Vreau încă o dată să mulțumesc celor care ne-au fost alături. Doamna Cati și Ion Iordache, Răzvan și Ramona Cuc, doamnele Aura și Nuțile Ceanu de la Florăria Lilii, precum și doamna Petronela Sândulescu. Vreau să mulțumesc întregii echipe de la TV Giurgiu, fie că sunt operator sau din regie, pentru calitatea emisiunii pe care au oferit-o iubitorilor de cântec popular românesc. În numele dumneavoastră, dragi prieteni, aș vrea să le mulțumesc celor trei invitați din această seară și să îi asigur încă o dată în plus de prietenia pe care noi, cei care îndrăgim cântecul popular, îi prețuim, îi admirăm și îi purtăm în suflet în orice clipă. Dragii mei, un gând pentru cei care ne-au urmărit, o impresie despre, eu știu, emisiunea noastră, dar să fie de la suflet așa cum vă cunosc eu. Da, în primul rând le mulțumim tuturor care au intrat în direct cu noi și noi o să fim întotdeauna, zic eu, la înălțime pentru toți cei care iubesc cu adevărat muzica populară. Îți mulțumim sincer, Nenea Lili, prietenul meu drag, pentru invitație și îți spun din suflet un sincer și călduros la mulți ani. Mulțumesc din suflet și chiar dacă ai vârsta asta și cu părul alb, 36 ani. Părul alb așa în cap. Păi nu, părul alb este vopsit. A, e vopsit, e la da. Modă. Da. E platinat. Exact, e culoarea anului 2015. Noi tot așa, să știi că te iubim. Da, 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 așa este. Și te respectăm pentru tot ceea ce faci, în general pentru noi interpreții, pentru folclorul din acest frumos județ. Și mi-aș dori, ca o paralelă, asta o spun și pentru capii mai mari ai acestui județ, Consiliul Județean și Primăria, să se plece mult mai mult spre folclor și spre muzica populară, dacă s-ar putea să se formeze un ansamblu, pentru că acest județ merită să aibă un ansamblu de muzică reprezentativ la dumneavoastră în județ. Deci, încă o dată vă rog, dacă s-ar putea... Dacă e nevoie, noi punem dacă s-ar putea, și ajutăm. Dacă n-aveți relații în domeniul ăsta, vă ajutăm și noi. Lili Clement e aici. Are toată... Se merită să aveți un ansamblu de renume, pentru că aveți foarte mulți cântăreți valoroși în acest județ, Vlașca Telorman. Vă mulțumesc din suflet, domnului, la mulți ani. Tot, Doamne, ceea ce vă doriți, să vă trăiască familia, nepoții, fetele, toată lumea să trăiască, numai noi să nu murim. Adevărat, așa este. Îți mulțumesc că la nunta Mihaela ai fost prezent alături de alții artiști. Mulțumesc Silvanei Râciu, care doar născuse și a venit să cânte la botezul nepoțelului meu. Suntem prieteni, nu? Da, așa este. Doamna Silvana? Eu vă doresc din tot sufletul la mulți ani, viață lungă, să rămâneți același om pe care l-am cunoscut cu mult timp în urmă, să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, tot ce n-ați realizat poate până acum, să continuați cu proiectele. Noi deja am început să facem pe aici, în timpul cântecelor, planuri pentru spectacole, pentru toate celelalte, să dea Dumnezeu să avem cu toții parte și de susținerea politicului din zonă, așa cum spunea și Constantin Măgureanu. Iar telespectatorilor le doresc un an fără niciun fel de problemă, la mulți ani și la mulți bani. Doamna Vera? Vreau să vă spun un sincer la mulți ani, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, putere de muncă, pentru că trebuie să aveți numai bucurii, împliniri, tot ce îmi doresc pentru familia mea, vă doresc și dumneavoastră. Iar dragilor telespectatori din această seară care ne-au urmărit, le doresc din tot sufletul tot binele din lume, să aibă un an nou plin de bucurii, de realizări,
să fim sănătoși, că asta este cel mai important. Dacă suntem sănătoși, le facem pe toate. Da, impresionat mesajul fiecăruia dintre invitații mei, dragi prieteni, îi asigurăm că ne gândim în orice clipă la domniile lor, îi invităm să vină ori de câte ori au posibilitatea, pentru că sunt solicitați în multe emisiuni, spectacole, nu știu, evenimente private, dar contând pe prietenia noastră, cu siguranță vor reveni. Până săptămâna viitoare, Lili Clemen vă mulțumește pentru atenție și nu uitați, miercurea viitoare deschidem porțile dorului numai aici la TV Giurgiu în direct cu alți interpreți de seama ai cântecului popular și românesc. Pentru Lili Clemen, dragi noștri telespectatori, Silvana, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani din tot sufletul. La mulți ani și dumneavoastră, dragi prieteni, până săptămâna viitoare, vă doresc tot ce e mai bun pe lume, iar Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!